După ce marți 6 aprilie a avut loc deschiderea festivalului, astăzi elevii olimpici au susținut proba scrisă la disciplina pregătire sportivă teoretică. Mâine, delegațiile au programat o excursie în zona Târgu Neamț pentru ca joi seară să se desfășoare festivitatea de premiere a celor mai buni elevi. Pentru organizarea Olimpiadei Naționale, Consiliul Local a contribuit cu suma de 7.000 de lei. Este un eveniment important pentru liceul nostru. Încrederea pe care o are Ministerul și Inspectoratul Școlar Neamț în noi este un lucru deosebit de încântat pentru colectivul de cadre didactice de la Liceul Cupran Sportiv. Vă dați seama că au venit elevi și profesori din toată țara, plus comisia de la Ministerul Învățământului este la noi. Deci ne bucurăm de mare sprijin din partea acestor foruri. Este probă scrisă, au mai întrebat și alți oameni din afară, deci noi pregătim instructori sportivi când termină bacalaureatul și ăsta primește și un atestat. Deci un elev care primește un atestat ăsta trebuie să știe să pregătească și din punct de vedere teoretic o probă sportivă care să învețe alți elevi la rândul lui. Romanul nu este singurul oraș din județ care găzduiește Olimpiade Naționale. Concomitent se desfășoară la Piatra Neamț alte trei concursuri de același calibru, la disciplinele socio-umane, arte plastice și tehnologia prelucrării lemnului.